ne vedem la bibliotecă. Este mesajul unei ample campanii lansată de Programul Național Novateca și care are menirea să atragă cât mai mulți cititori în bibliotecile din țară. Suntem foarte fericiți că am convins partenerii noștri ca acest proiect pilot să fie transformat într-un proiect de țară, într-un proiect național, care însemna o extensie de 5 ani de zile și care însemna că la finalul acestui program, cele peste 1200 de biblioteci din Republica Moldova, sau cel puțin 1000 dintre ele, trebuie să fie renovate și redotate cu tehnică de calcul modernă. În perioada campaniei, bibliotecile incluse în program vor lansa 329 de servicii noi și vor desfășura peste 800 de activități. Acces gratuit la internet, servicii online, instruiri și seminare tematice, activități pentru copii, diverse evenimente pentru întreaga comunitate. A library is like the casa mater of the community, especially in smaller communities. So we hope that by bringing new users in, not only are there more people enjoying the library, but there are more people giving back to their communities. Lansarea a avut loc la biblioteca din comuna Budești, municipiul Chișinău, una dintre instituțiile modernizate în cadrul proiectului Novateca. Aici, picii, de exemplu, au parte de cursuri de limba engleză prin metode interactive, iar adolescenții au parte de un masterclass despre vlogging. Mie îmi place la bibliotecă, vin, vorbesc colegii, la veghez pe internet, îmi fac temele, caut informații. Vin des la bibliotecă, îmi place să citesc. Pentru mine biblioteca înseamnă ca a doua mamă, pentru că în viață este nedat ca un rol de învățătură și citind cărțile putem descoperi multe lucruri și ajungem un om mare în viață. Pentru adulți este organizat un seminar informativ despre modul sănătos de viață susținut de asistentul medical din localitate. Iar grație accesului gratuit la internet, la biblioteca din localitate, oricine poate accesa servicii online, precum și să informeze conform necesităților personale. Cel mai important în Novateca a făcut că a schimbat mentalitatea bibliotecarilor, le-a oferit acele abilități și competențe ca să poată lua decizii, căuta soluții, ca să poată rezolva probleme comunitare. Campania de promovare a bibliotecilor deja se bucură de susținători și în rândul artiștilor autohtoni. Astfel, membrii formației Acord și producătorul acesteia, Iurie Bădicu, participă în calitate de ambasadori ai campaniei. Dragilor, noi, formația Acord, ambasadorii culturali ai proiectului Ne vedem la bibliotecă, vă invităm pe toți la bibliotecă, pentru că credeți-ne, avem ce face aici. În cadrul programului Novateca, peste 800 de biblioteci din Moldova, din 35 de raioane, au fost dotate cu peste 2700 de calculatoare, în valoare totală de 3 milioane de dolari americani. Yeah!